Am reușit să salvez tripleții, însă mama n-a supraviețuit. Sunt dispusă să adopt unul singur. Un singur copil. Acesta este unul dintre copilași. Puteți să-l adoptați. Va avea o viață mai bună cu dumneavoastră decât va avea aici. Am plinit 7 ani și nu m-a adoptat nimeni. De ce nu mă vrea nicio familie? La mulți ani, Iza! Ai împlinit 7 anișori. Viața gemenelor a evoluat total diferit. Una dintre ele nici măcar n-a fost adoptată și își petrecea aniversarea la centru de adopție, pe când cealaltă nici măcar nu putea să-și numere cadourile la cât de multe erau. Sper să ne înțelegi, n-am avut bani să cumpărăm cadou. E în regulă, tati! Ați făcut destule pentru mine! Mie îmi place și această brioșă! Ușoară, Adina! Mult succes! Când o să fiu medic, mamă! Te-am găsit un anunț! Fata asta miliardară angajează menajeră pentru casa ei! Ești sigură că ești fica părinților tăi? Eu cred că ai fost mințită! Nu pot să cred! Deci tu nu ai părinți? Eu n-are cum să fiu adoptată! Știu 100% că părinții mei sunt părinții mei reali! Mama m-a născut! Și cum de ești tu atât de sigură? E clar, suntem gemene! Uită-te la noi! Arătăm identic! Avem chiar și aceeași înălțime! Eu am crescut într-un orfelinat! Doamna de la orfelinat nu mi-a zis nimic de familia mea! Tot ce știu este că mama m-a abandonat acolo! M-a adus o doctoriță! Nu se știe de ce m-a abandonat mama sau ce s-a întâmplat cu ea! Te rog, ajută-mă să-mi caut mama! Este și mama ta! Atunci Iza a stat pe gânduri, nu știa ce să facă, dar parcă instinctul îi spunea să o ajute pe Adina să-și găsească familia, care era și familia ei. Dacă stau să mă gândesc bine, ceva ciudat se întâmpla și cu familia mea! Mi-aduc aminte, când eram mică și stăteam cu mama în cameră, cu tot întrebam lucruri despre nașterea mea. Mami, îți amintești cum a fost când m-am născut eu? La ce oră m-am născut eu? Cum te simțeai tu atunci? Nu mai știu exact ora, scumpo, dar sunt sigură că a fost perfect. A fost perfect? Dar mama Iulie i-a dat foarte multe detalii despre ziua în care s-a născut. Da, scumpo, ai încredere în mine. Ziua aceea în care tu te-ai născut a fost cea mai frumoasă zi pentru mine. Mama nu a știut niciodată să-mi dea detalii despre ziua în care m-am născut. Poate că ai dreptate, poate părinții mei chiar îmi ascund ceva. Poate eu chiar am fost adoptată și nu mi-au spus niciodată. O să te ajut să ne găsim familia. Trebuie să o găsim pe mama cumva. Dar cum facem? Va trebui să mergem la spital pentru început. Trebuie să o găsim pe doctorița care ne-a lăsat pe amândouă la centru de adopție. Cu siguranță pe tine te-a adoptat familia asta și pe mine nu m-a adoptat nimeni. Ce vrei să spui? Acum ești invidioasă? Nu, dar uite-te și tu în ce lux ai crescut. Iar eu m-am chinuit să supraviețuiesc acolo. Asta este spitalul. Haideți să mergem să vorbim cu o doctoriță. Poate putem afla informații despre părinții noștri. Bună ziua! Numele meu este Adina și ea este sora mea geamănă, Iza. Vai, nu pot să cred! Arătați că... Doamne, vă rog frumos să ne ajutați! Tocmai ce am aflat că am o soră geamănă! Din câte știu, eu m-am născut la spitalul acesta. Am impresia că părinții mei mă mint. Puteți să verificați cine ar putea să fie mama noastră? Bineînțeles că o să vă ajut, numai că... Așteptați o secundă să o chem pe colega mea. Ea se va ocupa de asta. Briana, n-o să-ți vină să crezi! Vino aici puțin! Acum o să vină colega mea, nu pot să cred! Sunteți identice! Am venit, Raluca, ce e? Ce e asta? E o farță? Cine sunt femeile astea și de ce arată ca mine? Acela a fost momentul în care fetele și-au dat seama că sunt trei! Trei surori identice! Și-au dat seama că părinții le-au mințit! Iza și Adina s-au dus la spital să-și găsească mama, însă și-au găsit o soră geamănă. Au aflat că mama lor a murit la naștere și că ele au ajuns fiecare în familii diferite. Eu zic să mergem să discutăm într-un loc mai privat, la o cafenea. Părinții mei mi-au spus că sunt adoptate și că m-au luat de la centrul de adopție. Însă nu mi-au zis că mai am două surori gemene, probabil n-au știut nici ei. Măcar voi ați fost adoptate. Pe voi v-a vrut cineva, pe mine nu m-a adoptat nimeni, eu n-am avut familie. Sunteți atât de norocoase. Norocoase? Pe mine părinții m-au mințit. Mi-au spus că sunt fica lor și acum aflu că sunt adoptată și mai am încă două surori care arată ca mine. Am crezut întotdeauna că sunt unică. S-a zis cu unicitatea mea. Abia aștept să ajung acasă să-i confrunt pe părinții mei și să aflu adevărul. Sunt atât de nervoasă, nu pot să cred că m-au mințit toată viața. Unde sunteți? M-ați mințit că sunt fica voastră și aflu acum că am încă două surori gemene și că sunt adoptat. M-ați mințit că sunt unică. Când colo mai sunt încă două care arată identic cu mine. Nu ți-am mințit cu nimic, Iza.
Tu chiar ești fica noastră. Noi nu considerăm că ai fi fica altcuiva. De când te-am adoptat, am simțit o conexiune profundă cu tine. Ești fica noastră. Nu ți-am spus că ai două gemene pentru că te-ai fi dus să le cauți. Și tu ești mult superioară lor, draga mamei. Nu înțeleg de ce îți pierzi vremea cu ele. Ele n-au educația ta, n-au lucrurile tale. Uită-te cât de sus ești tu față de ele, scumpo. Atunci vreau să mai vorbesc cu ele, dacă tu asta crezi că e mai bine. Părinții Izei au întors-o pe Iza împotriva surorilor ei gemene. Și uite așa, a apărut o ruptură între cele trei. Acasă la Briana, totul mergea perfect. Surorile se înțelegeau de minune. Ce mă bucur că ai venit, Adina! E așa plăcut să știi că mai ai încă două surori gemene care arată ca tine. Mi-ar fi plăcut să creștem împreună, sunt sigură că ne-am fi înțeles. Dacă știam că ai nevoie de ajutor și că n-ai fost adoptată, te-aș fi ajutat cu mare drag. E regulă, Briana. Bine că ne-am întâlnit acum. Rău era dacă nu ne-am fi cunoscut niciodată. Ce-ar fi să chemăm și pe Iza la cafea? Și ea e sora noastră. Să știi că ai dreptate. Uite, chiar acum o să o chem pe Iza, să o chem la noi la cafea. Alo, bună, Iza! Briana, să nu mă mai suni. Poate că fi noi surori de la naștere, însă eu nu vă consider pe niciuna dintre voi surorile mele. Lăsați-mă în pace să-mi trăiesc viața fără voi. N-am nevoie de oameni ca voi în viața mea. Dacă mă mai sunați o singură dată, o să-mi schimb numărul de telefon. Nu vreau să vă mai văd. Ce-a zis Briana? Nu pot să cred, cât de arogantă e. Nu vrea să mai petreacă timpul cu noi. Nu ne consideră surori. Se crede mult superioară nouă. Se crede mai bună decât noi, Adina. Nu-mi vine să cred cât de răsfățată este. Noi ne-am chinuit, mai ales tu. Tu nici măcar n-ai avut familie. Ea a crescut cu totul. Ea a avut totul la dispoziție. Și se poartă atât de urât cu noi, propriile ei surori. Incredibil așa ceva. Cele două surori erau tare revoltate. Nu le venea să creadă că au fost abandonate de propria lor soră geamănă. Într-adevăr, Iza era puțin răsfățată și influențată de părerea părinților. Deși viața le-a mai dat o șansă celor trei, Adina și Briana au îmbrățișat această șansă și se înțeleg bine, însă Iza, fata bogată, nu vrea să aibă nimic de-a face cu ele. Iza și-a văzut de viață mai departe, fără surorile ei gemene. Aceasta trăia în lux și bogăție, fără să se gândească la viața altora. În tot acest timp, Adina încerca să găsească un job. Doar nu o să lucrez pentru egoista de soră mea, nu o să fiu eu menajera ei. Și așa e destul de răsfățată. Va trebui să-mi găsesc totuși un job, dacă nu voi fi dată afară din cocioaba asta. Sper să mă mai lase totuși o lună. Cine-o fi? Poștașu! A venit poșta. Oare de la cine a fi scrisoarea asta? Dragă chiriaș, dacă nu plătești chiria în termen de 2 zile, va trebui să părăsești locuința. Eu nu stau după tine. Mai am și alți oameni care ar plăti mult mai mult decât tine să locuiască acolo. Vai de bine, și eu ce mă fac că nu am bani să plătesc? Și așa camera asta arată oribil. Ceva mai ieftin de atât nu o să găsesc niciodată. Aici locuiește Adina, de ce nu mi-a fi răspuns la telefon toată ziua? Bună, Adina! Ce faci? Am văzut că nu mi-ai răspuns la telefon. E totul în regulă? Adina, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? E totul ok? Nu suport să te văd să plângi. S-a întâmplat ceva? Te pot ajuta cu ceva? Am primit o scrisoare. Voi fi dată afară din cocina asta. Și nu am bani să plătesc. Mi-a zis că dacă nu plătesc în 2 zile, să-mi fac bagajele și să mă mut. Am 50 de lei. N-am cum să plătesc cu 50 de lei chiria. Și să și mănânc. Stai liniștită, Adina, nu vei rămâne fără locuință. Uite, ăștia sunt toți banii care mi-au mai rămas până la salariu. Poftim, ți dau ție. Mulțumesc, Briana, însă nu sunt suficienți. Chiria e foarte mare, costă 2500 de lei la cocina asta. Ce ai tu acolo nu o să-mi ajungă. E atât de nedreaptă viața, Adina. Iza trăiește în bogăție în palatul ei și tu riști să locuiești pe străzi din cauza că n-ai să plătești chiria. Trebuie să apelăm la ea. E sora noastră, doar nu o să-și lase sora să doarmă pe străzi, nu-i așa? Haide să mergem, o să mergem la ea acasă. Nu înțeleg ce căutați la mine acasă, v-am spus că eu nu vă consider pe voi surori, nu meritați ajutorul meu. Eu m-am născut cu niște privilegii pe care voi nu le aveți. Haide, Iza, dă-i Adinei niște bani în împrumut, ți-va da înapoi de îndată ce își va găsi un job. Dacă nu va rămâne pe străzi, promit, o să-ți dau ultimul bănuț înapoi de îndată ce îmi voi găsi un job. Numai că nu vreau să dorm pe străzi.
Este cea mai ieftină chirie pe care am găsit-o în oraș. Dacă o pierd, nu mai am șanse să găsesc ceva mai ieftin de atât. Și nici am unde să mă duc. O să vină frigul la noapte. Nu vreau să dorm în parc. Ți se pare că îmi pasă? Te descurci singură. Ai o roche făcută din bani și nu vrei să-i dai 1% din cât ai tu pe rochea aia surorii tale ca să nu moară de frig noaptea? Nu e problema mea, vă descurcați singure, vă rog să plecați. Adina nu mai plânge, nu o să te lasă dorm pe străzi, chiar dacă nu avem bani să plătim chiria la casa ta, vei veni și vei locui alături de mine. Mulțumesc mult, chiar ești o soră bună. Acum hai să plecăm cât mai repede din casa asta, nu mai pot să stau aici. Mă bucur că ești aici, surioară. Fă-te comodă și simte-te ca acasă. Mulțumesc că m-ai primit, surioară. Cineva trebuie să-i dea o lecție Izei. E atât de răutăcioasă și egoistă. Eu n-am de gând să las lucrurile așa cu sora noastră. Poate că ar trebui să nu te stresezi. Să o lăsăm în pace, noi ne înțelegem bine. Și dacă ea a ales să nu ne bage în seamă, e problema ei. Vezi tu, eu nu pot să uit că te-a abandonat în momentul în care ți-a fost cel mai greu. Iza o să plătească pentru ce a făcut.